Reprezentanții Inspectoratului General de Poliție au simplificat de luni, 19 septembrie, procedurile în vederea obținerii certificatului de cazier judiciar de către copiii care au peste 14 ani. În sensul acesta, certificatul de cazier judiciar se poate obține de către minorul cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, personal, fără a fi necesară prezența unui părinte tutore la ghișeu pentru depunerea cererii și dobândirea acestuia, se arată într-un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române. Pentru a obține un certificat de cazier judiciar, orice persoană poate depune personal cererea tip la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar. Cererea tip trebuie însoțită de actul de identitate, precum și de chitanța prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu în cuantum de 10 lei. O altă modificare a fost făcută în luna iulie, când s-a stabilit că, pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar, să nu mai fie solicitat timbrul fiscal în valoare de 2 lei. De la aceeași dată, nu se mai rețin documente în original ori copii legalizate în ghișeie, ci doar xerocopii cu menționarea sintagmei conform cu originalul. Certificatul de cazier judiciar se eliberează de regulă pe loc, iar documentele sunt valabile 6 luni de la data eliberării.